Cum vă simțiți, domnul Ștefan? S-a închis singur? A închis-o băiatul. Și se deschide singur? Nu se va întâmpla nimica, da? Domnul Ștefan, cum vă simțiți în panoramică? Bine. Bine? Mi-e frică, vreau să închid ochii. Uitați-l pe Ștefan. Panoramică. Ce să vă spun? De la târgul de Crăciun, de aici, de la Palatul Parlamentului. Băi, niște prețuri îngrozitoare. Am mâncat o vită de-aia Angus. 100 de grame, 50 ceva de lei. Dar bună rău de tot. Bine că nu i-a plăcut lui Fimiu. O vită Angus, vreo 50 ceva de lei cu tot cu mămăligă. Am mai luat o pomană a porcului și niște pastramă de berbecuți. Cred că s-a dus vreo 2 milioane. Foarte mult, îngrozitor de mult. Deci astea patru. Cristi. Ce tati, care treabă? Cum te simți? Ia uitați. Uitați și... Se poate. Bă, vin aici. Te țin de mână. Ești în siguranță, mai san. Doamne ajută. Doamne ajută. Doamne ajută. Vezi că eu mă numai aici. Nu mă uit în spate că... Hai mă, tati, că ai fost tu, te-ai dat în aia care era mai tare, mai periculoasă. Acum când crești? Da. Nu, acum... Din contră, mie frică de alea care se dau repede, în mașinițe. În mașinițe ți-e frică, tati, în mașinițe? În mașinițe, bineînțeles, între ghilimele, să nu mă credeți că nu știu să spun. Ai o fobie? Fobie de înălțimi. Da? Știi cum se numește frica de înălțimi? Ce? Frica de înălțimi, știi cum se numește? Fobie, nu știu. Agorafobie. Agorafobie. Deci băiatul meu suferă de agorafobie. Trebuie să mă numai în față. Bă, trebuie să mă numai în față. Da. Dacă mă uită în jos, mame. I-a transpirat mânuțele. Chiar este... Băiatului meu chiar este frică. Deci taci. Taci. Mă forțez, bă. Bă, nu mai te mișca! Nu mai te mișca! Bine! Mi-e frică! Bine, mă, băia! Stai într-un loc! Stau într-un loc, băia! Se transpiră mânuțele frumosului, tata! Ia uitați cum se vede de sus, târgul de Crăciun! Dă mânuța, mă, ia transpira mânuțele, mă, băiatului meu! Când arge jos? Acum arge jos? Păi nu am ajuns până în sus, cred. Până aici, sus, cam atât. Ia uitați, asta e Bulevardul Unirii. Uite, arge sus. Vedeți și Bulevardul Unirii? Ceva frumos făcut de Ceaușescu. Ăsta e un fel de Champs-Élysées al Franței. Bulevardul Unirii. Foarte frumos. Ține până la Piața Alba Iulia. Ce frumos se vede de aici, tati, nu? Da. El nu trebuie să-mi fie frică. Nu trebuie să-ți fie frică, tati, că e încet. Ia uite ce frumos se vede. Acum cred că ajunge jos, uite, vezi alea? Da. Ai, te-ai dat tot cu telescaunul, nu-ți mai aduce aminte când am fost la predeal? Da. Și dura mult. Ia uitați, uitați câtă frumusețe și cum se vede. Bulevardul Unirii. Acest Champs-Élysées al Bucureștiului. Ce faci, poze? Lasă-mi, faci. Lui Ștefan e frică, ce să-i face? Vreau să plec ca mai... Cred că arge jos. Da. Ia uite-te. E chestia, uite, se vede și... Aproape toată se vede. Da, toată se vede.
Casa Poporului sau mai nou Palatul Parlamentului, unde cei din Parlament își dau joc de noi. Care au vândut țara, nenorociții. Uitați cât de frumos se vede de sus. Prințul meu, of, prințul lui tata, ți-e frică, mă, băia? Da. De ce ți-e frică, mă, prințul meu? Ia stai să arăși, uite-te la mine, uite-te la mine, să-ți așeze tati păruțul ăsta, creț. Ia. Pentru că... Spune lui tăticul tău, de ce ți-e frică? Pentru că sunt așa, că o să cad. Nu, ca asta, tati. Doar nu fi... Dacă cazi de la lățimea asta, mori. Doar nu fi ghinionul ăsta chiar pe noi să ne prăbușim noi de aici. Păi și aia zic. Merge automat. Da. Frumos. Ia vreodată. Stai așa. Muzică de Crăciun, muzică adevărată. Hai, ieșim acum. Deci. Ia ieșim, trebuie să ieșim acum, să deschidem noi. Wow! Am ajuns. Hai, nu acum, nu acum. Că asta funcționează automat, nu se oprește niciodată. Ți-ai revenit, tati? Da. Deschidem? Nu, mă, de aici! Se deschide? Plângeam o parte. Mulțumim. Da. Da. Cum, ia stai, tati. Cum ți s-a părut? Ha? Te-a fost un pic frică, nu? Da. Acum te simți mai în siguranță, nu? Foarte frumos. Ți-a, tati, ți-a, dar nu mai mănânc nimic. Foarte frumos, panoramică.